Detalii cutremurătoare ies la iveală în ancheta morților de la Pantelimon. În referatul procurorilor apare numele unui medic influent, despre care asistentele spun că provoca decesul pacienților cronici înainte ca cele două doctorițe să descopere practica. Martorul, potrivit procurorilor, a menționat că nu a experimentat această situație de reducere bruscă la 1 ml pe oră de la valor foarte mare a ratei de noradrenalină decât cu doamna doctor Maria Miron și anterior cu un alt medic pe nume Victor Popov, care nu mai lucrează în Spitalul Pantelimon din anul 2023. Și în cazul domnului doctor Victor Popov, procedura era identică, în sensul că reducerea o făcea personal, nu le cerea asistenților să o facă. Și în cazul acelui doctor, asistenții procedau la fel cum o făceau și în cazul inculpatei Maria Miron. Ancheta a fost declanșată abia în aprilie ca urmare a unei sesizări. Vizate de anchetă sunt deocamdată doar doctorițele Mirela Păiuș și Maria Miron, care administrau pacienților fiole de ser fiziologic în loc de fiolele de noradrenalină, provocând astfel oprirea bruscă a funcțiilor cardiorespiratorii. Pacienții pe care cei doi medici îi considerau de lăsat să moară primeau doze de noradrenalină de 15 ori mai mici decât cele necesare, dar această discrepanță nu era consemnată în fișa de observație. În plus, procurorii afirmă că cele două doctorițe aveau saloane dedicate unde accelerau moartea pacienților. Cele două doctorițe anesteziste sunt arestate 30 de zile, dar surse confirmă pentru Antena 3 CNN că cele două au contestat decizia instanței.